Bună seara! Sper că ați avut o zi fără cusur. Noi ne vom ocupa să facem următoarele 15 minute, 30 de minute, cât vreți să ne dați din timpul vostru, chiar fără cusur. Stăm la Taifas, așa cum am mai spus, cu prietenul nostru, psihologul Liliana Popescu. De data asta am ales un subiect care este și foarte la modă și foarte prețios. Pentru că dacă vă gândiți la problemele de greutate, problemele de sănătate și multe, multe, multe alte probleme care nu mai trec prin cap acum, o fi de la emoții, cam la toate răspunsul este microbiom. Se studiază în alte țări de foarte, foarte mulți ani. Tot prin bunăvoința doamnei psiholog am avut ocazia să văd un film edificator a unui cercetător american. Însă am să pun foarte puține întrebări pentru că știe mult mai bine decât mine ce are de spus și vă poate spune o mulțime de lucruri interesante și introduc doar ideea sublinind microbiom. Ce ne puteți spune? Bună seara! Microbiomul este un subiect care pe mine m-a fascinat de-a dreptul. Nu am crezut că este atât de important. Gândiți-vă că noi suntem o comunitate. O comunitate de celule, o comunitate de bacterii care lucrează pentru noi, aceste bacterii. Sunt miliarde de bacterii benefice. Fără aceste bacterii noi n-am putea supraviețui. Aceste bacterii sunt atât în intestin, în interior, pe tot tractul digestiv, cât și pe suprafața pielii noastre. Știați că există o bacterie care face adaptarea la frig? Oh! Da? Dar să revenim la această microfloră, care mie mi se pare extraordinar de importantă. Studii recente arată clar că 80%, peste 80% din sistemul nostru imunitar este în intestin. Mai mult decât atât. Aproape 90% din serotonină se produce în intestine, cu ajutorul acestei microflore. 50% din dopamină. Aceștia sunt hormoni ai stării de bine. Hormoni de fericire. Dacă eu am un dezechilibru la nivelul florei intestinale, la nivelul acestei microflore, clar că o să am un dezechilibru în producerea de serotonină, în producerea de dopamină, în producerea de agenți imuni. Da? Deci, clar, un dezechilibru va interveni acolo. Ce se întâmplă? De unde provine acest dezechilibru al florei intestinale? Păi gândiți-vă la câte antibiotice am consumat noi de-a lungul vieții. Antibioticele sunt la modă. Toată lumea merge în farmacie și ia un antibiotic pentru o simplă răceală, pentru o viroză. De multe ori, virozele nu sunt date de bacterii. Ori antibioticile antibio sunt pentru bacterii care ne atacă, pentru că sunt și astfel de bacterii. Da? Dacă, spre exemplu, cumpărăm o bucată de carne dintr-un magazin, este toată tratată cu antibiotice. Automat luăm o doză de antibiotic. Și noi nici nu știm că am făcut-o. Și noi nici nu știm măcar că am făcut-o. Da. Cumpărăm legume, fructe, toate sunt stropite. Absolut, pentru că altfel nu țin. Este o întreagă industrie care susține acest proces al stropirii. Solul nu este fertil decât dacă are în componența lui bacterii. Un sol fertil este un sol cu bacterii. Ori dacă eu vin cu tot felul de substanțe, cu pesticide, cu insecticide, vă dați seama că toate acestea intră în componența produsului respectiv, în legume, în fructe, noi le consumăm. Categoric, da. Automat luăm o doză din insecticid, din pesticid. Sigur, nu este letală pentru noi, ca întreg, dar omoară o parte din această microfloră
intestinală. Tot mai mult, în ultimul timp, se vorbește despre o axă, axa creier-intestin. Pentru că foarte, foarte multe informații ajung la creier datorită acestei microflore. Practic, aceste bacterii spun creierului, prin intermediul sistemului nervos, mai exact prin intermediul nervului vag, da? Ce anume vor. De exemplu, dacă avem anumite pofte, mâncăm o ciocolată pe zi, în fiecare zi, pentru că ne este poftă. Mâncăm și avem acea poftă datorită faptului că avem în intestin acele bacterii care adoră ciocolata și s-au înmulțit într-un număr foarte mare și este un dezechilibru. Și eu pot să mă cer cu acele bacterii să le spun, nu vreau să mai mănânc ciocolată. În momentul în care noi nu le mai dăm ciocolată, ele mor. Da? Deci, este foarte important să înțelegem că acest microbiom trebuie să fie în echilibru. Cum îl mai ținem în echilibru? Printr-o alimentație echilibrată? Prin schimbarea stilului de viață, pentru că noi avem un stil de viață haotic. Stresul este unul dintre principalele cauze care omoară această microfloră. De ce? În momentul în care noi ne stresăm, în momentul în care avem acele gânduri iraționale despre care vorbeam data trecută, da. Practic în corpul nostru se descarcă niște neuropeptide asociate acestor gânduri. Da? Aceste neuropeptide duc informație la nivel celular, dar mai mult decât atât, ele sunt substanțe toxice, da? Care sunt congruente cu gândul sau cu acțiunea pe care eu o am. Da? Deci dacă eu am un gând care mă macină și care mi este absolut nefolositor, deci este irațional și rămân conectată la acel gând, practic, picur cu picur, picur cu picur, eu descarc aceste neuropeptide în sistemul meu, da, intern, care ajung încet, încet și dezechilibrează, da, tot sistemul endocrin. Practic, mă otrăvesc singur. Adică, cu alte cuvinte, de fiecare dată când sunt furios, mânios, vinovat, necăjit, stresat, îmi fac rău, dar nu la modul vorbă goală, ci fizică și chimie, în organismul absolut meu. Totul este chimic. Totul se transpune chimic în corpul nostru. Absolut totul. Totul are un răspuns chimic, un răspuns fiziologic în corpul meu. O fază de furie care durează, să spunem, câteva minute, da? Îmi afectează sistemul imun până la 7 ore. Deci, practic, eu rămân, bine mersi, în pielea goală, în fața agenților patogeni. Pentru că sistemul meu imun este ocupat, da? Să mă readucă la echilibru. Ce înseamnă o repriză de furie în termeni de substanțe chimice care sunt în corpul nostru, înseamnă că eu intru în acea fază de luptă și fugi, în care practic creierul meu percepe ceva în afara sistemului meu, în mediul meu, care îmi atac viața, da? Și îmi atentează la viața mea și tinde să mă protejeze. Cum mă protejează? Foarte simplu, trecându-mă pe acea stare de luptă și fugi. În acea stare, practic, creierul meu își ia mâna de pe digestie, își ia mâna de pe sistemul imunitar. În principal. De ce? Păi dacă eu sunt pe trecerea de pietoni și vine o mașină înspre mine, care au cedat frânele. Dăm un exemplu. Da, da, da. Și eu percep cu coada ochiului lucrul ăsta, creierul a înțeles înainte ca eu să văd. El știe deja, da, ceea ce se întâmplă. Mă trece în acea fază de luptă și fugi ca eu să pot să-mi salvez viața. Își ia mâna de pe sistemul digestiv și imunitar, pentru că pe degeaba se ocupă de bacteria sau de virusul respectiv dacă pe mine mă calcă mașina. Categoric. Sau pe degeaba digeră mâncarea pe care eu am mâncat-o acum o jumătate de oră dacă pe mine mă calcă mașina și mă omoară. Este total inutil. Și să înțelegem că de câte ori vom fi, cu cât mai des vom fi
în aceste stări negative, creierul tot de atâtea ori își va lua mâna de pe diversele funcții principale, da? Ocupându-se doar de menținerea vieții. Da, de fugi și cum era? Luptă și fugi, da? Lăsându-le pe astea alte neapărate. Și atunci, iată explicația pentru care ne îmbolnăvim. Exact. Asta este, practic, explicația din spatele stresului pe care noi îl simțim zilnic. Pentru că, deși noi am evoluat ca specie, da, în momentul în care intrăm în luptă și fugi, creierul nostru, practic, intră în creierul reptilian aici, în creierul instinctiv. Totul se duce aici, tot sângele, tot de aici gândim. Adică, practic, suntem mai puțin deștepți, pe românește spus. Da. Nu mai gândim rațional. De la o parte, raționalul și intră în instinctiv, practic, să ne salvăm viața. Și deși am evoluat, repet, leu din pădure, tigru, alte animale sălbatice, locul lor a fost luat de contul din bancă, de datoriile pe care le am, de faptul că nu-mi găsesc un loc de muncă, de faptul că eu știu ce spune lumea. Și stau acasă, în fotoliu, mă uit la știri care sunt absolut, sunt extrem de toxice, aceste știri care sunt date pe toate canalele. De ce? Pentru că toate intră în acea parte de irațional, toate merg pe frică. Ne mențin frica, ne mențin acea stare de frică. Nu, este foarte, foarte rar când un post de televiziune merge pe o variantă a binelui, de susținere a valorilor, a exemplelor, a exemplului bun, de urmat. Nu, ne menține acea stare de frică. Și asta ne ocupă tot timpul. Și atunci stăm acasă, în fotoliu, ne stresăm, ne agităm, și descărcăm în corpul nostru anumite otrăvuri care unde duc automat înspre boli. Boli fizice de-a dreptul. Și revenind la microbiomul, care este tema noastră, așa. Îl afectează cum gândim, ce gândim, cum mâncăm, ce mâncăm. Adică stilul de viață. Stilul de viață. Ce putem face? Să ne schimbăm stilul de viață. Să ne schimbăm modul de gândire, să ne schimbăm modul de hrănire, să introducem acest cuvânt care pentru mine este extrem de important, și anume respect. Să fie un respect pentru mine, un respect pentru toate aceste organisme care mă ajută să supraviețuiesc, să trăiesc, să fie un respect pentru toți oamenii, să fie un respect pentru ființele care simt. Pentru că, dacă ne uităm, practic ucidem pentru bani. Ținem animale închise, chinuite. Le sacrificăm pentru bani. Animalul acela este extrem de stresat. Animalul ăla n-a nicio perspectivă. Este, habar n-are ce e bine. Noi îl consumăm. Credeți că este bine? Consumăm toată acea otravă din el. Pentru că și ele simt. Indiferent dacă noi credem sau nu credem, sunt ființe care simt. Categoric, asimilăm frica lor. Diferența dintre noi și ele este această latura noastră spirituală, da? Care se traduce printr-un sistem nervos complet, complex. Da? Din punct de vedere, iertați-mă, din punct de vedere alimentar, dincolo de încercarea de a fi mai aproape de natură, de a fi mai aproape de natural, să zicem, așa, pentru a conserva un microbiom sănătos, ce am putea recomanda? Foarte simplu. Toate produsele pe care noi le cumpărăm, legume, fructe, chiar și carne pe care o cumpărăm, să o ținem 15-20 de minute în apă cu bicarbonat de sodiu. Este Iată, foarte simplu. Este la îndemâna oricui. Și, practic, are capacitatea să absoarbă toate substanțele toxice din alimente. Ok, s-a notat. 15-20 de minute în bicarbonat de sodiu. Există vreun aliment care știm, s-a demonstrat că este recomandat? Sunt mai multe alimente. Bananele, lintea, ghimbirul,
Astea sunt alimente, sună bine pentru mine. Sunt alimente extraordinar de sănătoase, nu numai pentru microfloră, ci și pentru creier. Da? Sunt studii care s-au făcut pentru prevenția Alzheimerului, da? A demenței, a bolilor degenerative, toate au legătură cu microflora. Deci, noi trebuie să tindem spre un echilibru pe toate planurile. Am rămas cu impresia, dar pot greși, că există și recomandări legate de ulei și de folosirea uleiului în ce privește microbiomul. Personal nu cunosc, nu am citit niciun articol despre așa ceva. Eu pot să vin să vă spun doar ceea ce s-a studiat din articolele pe care le-am citit. Da, se pot spune foarte multe lucruri. Eu personal nu am citit nimic legat de acest aspect. Asta e o precizare foarte importantă. Vedeți, internetul este o sursă inepuizabilă de informații, dar și de informații greșite, cum bine s-a demonstrat de atâtea ori în ultima vreme. Așa dacă este. Ar fi să recomandăm tinerilor unde să se informeze, pe cine să caute, pe cine să urmărească, să aibă informații, ok, o să le dăm adresa și datele dumneavoastră ca să vă contacteze, dar dacă vor să vadă, nu știu, vor să citească într-o limbă străină, vor să vadă filmulețe, ce le-ați recomanda? Să intre pe Google Scholar. Scholar. Google Scholar, acolo găsesc articole care sunt deja validate de... care sunt deja clar, așa. Sunt foarte multe reviste, găsesc acolo, depinde, unele domenii trebuie să plătești, în altele nu, ai acces gratuit și ai acolo articole pe care să le citești, de unde să documentezi. Sunt cărți scrise și fiecare carte nu are referințe. Na. Deci e o documentare clară asupra unui subiect este necesară, pentru că putem să venim aici și să discutăm foarte, foarte multe lucruri pe simț comun, ce credem noi, dar care nu au acoperire. Sunt foarte multe studii care sunt făcute în alte țări, dar care nu sunt valabile pentru noi, pentru că depinde foarte multe lucruri, inclusiv de cultură. Nu putem să luăm un studiu care este făcut în China, spre exemplu, și să-l aducem în România. Nu, noi trebuie să-l adaptăm la cultura populației din România. Da, deci sunt multe aspecte care intervin în multe aspecte și importante. Și importante. Și revenind la aceste la mass media în general, lucrarea mea de licență a fost pe emoții. Și anume, cum pot să cresc eu disponibilitatea mea de a oferi ajutor? Pur și simplu, cum pot să o cresc? Și s-au luat niște loturi de studiu, da? Persoane care un lot a văzut doar filme cu război, filme cu lupte, filme de supraviețuire, drame. Celălalt a fost absolut neutru și un alt lot în care li s-au pus doar documentare despre viață, despre natură, despre bucurie, despre ce putem face în anumite situații, rezolvări de probleme și așa mai departe. Ei, primul lot, practic, a devenit extrem de frustrat. S-a manifestat extrem de frustrat. Practic, nici nu a vrut să discute despre a oferi ajutor sau pur și simplu nu e interesat. Nu mai consideră necesar. Cei care au fost neutri, normal, firesc, da, ok, pot, da. Ei, cei care au urmărit acele emisiuni cu impact benefic asupra noastră, care ne arată latura bună, latura umană noastră, cât bine putem face noi dacă vrem, da? A crescut cu peste 40% disponibilitatea de a oferi ajutor. Ceea ce este enorm. Absolut. Incredibil. Ceea ce este enorm. Deci, ia că o mică diferență. Ne uităm la știri și vedem cum un profesor sau un învățător a țipat și a înjurat copiii. Și asta este pe toate posturile de televiziune. N-am văzut. Eu personal.
Nu am văzut o televiziune care să aducă în prim plan un profesor sau un învățător care vorbește frumos, care este cald, care are rezultate. Nu. Dăm doar ce este negativ. Păi dacă toată energia ne-o îndreptăm înspre asta, cum să obținem ceva bun? Deci să precizăm încă o dată și încă o dată că tema discuției noastre fiind microbiomul, aceste energii, care din nou nu este nimic mistic, nu este nimic ezoteric, absolut, nu este voodoo, nu este vorbă în vânt, este fizică și chimie, aceste energii, influențând microbiomul, ne influențează pe creierul, noi, în primul rând, creierul, sănătatea noastră, sănătatea noastră și a celor din jur. Mi-aduc aminte că în emisiunea pe care mi-ați recomandat-o, în filmul pe care mi l-ați recomandat, acel cercetător american spunea chiar că vecinătatea, că microbiomul meu, spre exemplu, îl influențează pe cel al fiicei mele, al soțului meu, deci cei care stau în imediata vecinătate, ne transferăm, în fine, o serie de energii, presupun că așa reușim să ne influențăm, și că deci contează foarte mult și pentru cei din jurul nostru cum ne comportăm, cum suntem și cum ne controlăm aceste impulsuri. Iar revenind la ceea ce spuneați despre documentație, sigur că e foarte important să ne documentăm, sigur că e foarte important să căutăm surse cât mai credibile și mai puțin alarmiste și mai documentate, repet, insist pe documentare. Și asta o fac cu umilința celui care îi place și vrea să învețe și să înțeleagă. Eu m-am dus în urmă cu vreo câteva luni bune la doamna psiholog cu o carte care am spus, am încercat, chiar am încercat, nu am reușit să o citesc, n-am înțeles. Dacă reușește să mă ajute să înțeleg de unde să o citesc, o citesc, e la modă, pe toate rețelele apare, eu n-am înțeles-o. Eu cred că nu trebuie să ne jenăm să spunem, să cerem validări pentru sursele care ne informează, pentru că e atât de vastă zona aceasta încât niciodată nu o să fim foarte siguri. Dar totuși există pe partea de dezvoltare personală, există o mulțime de direcții în care pot fi deja considerate repere. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi utile pentru tinerii noștri prieteni? Depinde ce interesează. Depinde pe ce direcție vor să meargă. Pentru că nu există ceva bun sau rău în sursele de informare valide, vorbesc, validate, da? Deci nu vorbim despre Facebook, Twitter sau alte unde apar foarte, foarte multe știri false. Vorbesc despre studii publicate, despre cărți. Există o varietate, într-adevăr. Fiecare îndrumă spre ceva. În fiecare carte găsești câte un răspuns. La o întrebare. Găsești o informație care ți este utilă pentru tine. Eu personal am început foarte multe cărți să le citesc și nu am găsit nimic ca să mă intereseze legat de profesia mea în acele cărți. Și atunci nu le-am mai citit. Este și asta o soluție. Deci trebuie găsit acea carte care să ofere răspunsul la întrebările mele. Sigur, nu e ușor, dar nu pot să spun cu exactitate asta sau asta. Ok, mai am o întrebare și mi se pare foarte prețioasă și țin deosebit de mult la ea și am să încerc să fac un obicei din a o pune tuturor invitaților mei. Credeți că fericirea noastră este responsabilitatea noastră? Absolut. Nimeni nu este obligat să fie răspunzător de fericirea mea. Absolut nimeni. Spuneți-mi o persoană care se naște ca să mă facă pe mine fericită. Nu există. Asta este datoria mea. De noi depinde. Absolut. De modul în care eu văd lucrurile. Pot să-mi canalizez energia și timpul înspre irațional și atunci voi fi tot timpul nefericită, îmi voi activa acele gene. Da.
sau pot să-mi canalizez aceeași energie și același timp spre lucruri pe care pot să le fac, spre lucruri care îmi dau bucurie. Și atunci îmi împlinesc, sunt bucuroasă, sunt fericită, sunt în echilibru, microbiomul meu radiază de fericire, pentru că este, așa cum spuneați, transmitem, într-adevăr, este o vibrație, totul este vibrație. Absolut totul este vibrație și transmitem această vibrație, transmitem starea noastră. Și atunci, eu situându-mă pe o anumită vibrație, eu practic îmi dezvolt acele capacități și nu numai acele bacterii care să mă ajute să mențin acea vibrație. Eu stând în supraviețuire, în ură, în ranchiună, în, eu știu, am plânge de milă, pentru că asta este foarte la modă, să-mi plâng de milă, da? Deci eu rămânând acolo, nu pot să am o vibrație înaltă. Și atunci, ca să-mi ridic vibrația, trebuie să-mi schimb starea. Cum fac să-mi schimb starea? Schimbându-mi percepția. Gândindu-mă la ceva care îmi face plăcere, care mi-aduce bucurie în suflet. Noi avem 2-3 gânduri în minte odată, putem avea asta, dar emoții nu putem avea în același timp două emoții diferite. Una benefică și una distructivă. Nu putem. Nu. Și atunci ne încărcăm cu acea stare benefică care mă ajută și pe mine, îmi ajută și toate aceste viețuitoare, nu? Care mă mențin în viață și iată, apar un echilibru. Totul este vibrație. Mulțumim frumos! Îmi place, cum ai spus de mult, să închei în tonul ăsta. Am vrut să zic altceva, dar mi se pare că n-ar fi nevoie de mai mult. Totul este vibrație. Trebuie pentru care, împreună cu doamna psiholog, o să vă doresc tuturor o vibrație așa cum o meritați și asta să fie cea mai bună. Vă urez o seară fără cusuri și vă dau întâlnire data viitoare la joi, la 19:30. Încă o dată, o seară fără cusuri. Mm-hmm.